Cursurile în învățământul preuniversitar din județul Giurgiu vor fi suspendate și vineri 31 ianuarie, cu excepția grădinițelor cu program prelungit. Din cauza ninsorii și a viscolului, cursurile au fost suspendate toată săptămâna, iar profesorii care nu au apucat să încheie mediile elevilor o pot face în prima săptămână a semestrului al doilea. Referitor la încheierea situației școlare pe semestrul întâi al acestui an școlar, Ministerul a transmis o notă care precizează că în județele în care au fost întrerupte cursurile în ultima săptămână de școală a semestrului întâi, în cazuri speciale în care nu se poate asigura respectarea prevederilor regulamentului școlar referitoare la încheierea situației școlare, aceasta se poate face în prima săptămână a semestrului al doilea. Ziua de vineri este ultima din semestrul întâi de școală, vacanța intersemestrială fiind programată de sâmbătă 1 februarie până duminică 9 februarie. Astfel, elevii giurgiuveni se vor reîntoarce la școală în 10 februarie. Recuperarea cursurilor se va face după un program special. Conducerile unităților școlare vor lua măsuri pentru recuperarea orelor neefectuate din cauza suspendării cursurilor până la sfârșitul anului școlar, astfel încât să fie asigurată parcurgerea integrală a programelor școlare. Recuperarea se va face după un program special discutat cu partenerii sociali, avizat de Consiliul Profesoral și aprobat de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ. Acest program va fi transmis spre informare Inspectoratului Școlar. Ministerul Educației menționează că plata salariilor pentru luna ianuarie a cadrelor didactice se va efectua integral conform planificărilor inițiale.